Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Este unul dintre cei mai controversați politicieni din istoria Republicii Moldova. Deși presa l-a tratat mereu, mai mult din perspectiva unei persoane din cercul de încredere al fostului oligarh Vlad Plahotniuc, Vladimir Andronache a reușit în cei 5 ani cât s-a aflat în Parlament să pună bazele unui adevărat imperiu de afaceri. Extracție de zăcăminte, construcții, imobiliare, export de metale feroase. În investigația precedentă a Cutiei Negre, v-am prezentat doar câteva dintre companiile lui Andronache pe care acesta a încercat să le saldeze de procurori. Astăzi, vă prezentăm una dintre cele mai importante afaceri asociate cu numele lui Andronache, cea din domeniul energetic. Vladimir Andronache, 41 de ani, căsătorit, economist de profesie, deputat în două legislaturi din partea Partidului Democrat, asociat de opinia publică drept persoană de încredere a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, partener de afaceri cu controversatul deputat fugar Ilan Șor, apropiat din 2020 de Partidul Socialiștilor și Igor Dodon, acuzat de implicare în scheme imobiliare, energetice, extracție de zăcăminte, export de fier uzat, furtul miliardului. Fugar a părăsit Republica Moldova pe 14 iulie 2021, imediat după alegerile parlamentare câștigate de PAS. Despre Vladimir Andronache se vorbește în spațiul public, care controla a treia cea mai mare companie de furnizare a energiei electrice din Republica Moldova, suflându-le în ceafă giganților Premier Energy și Feyenoord. Compania se numește SRL Furnizare Energie și a fost fondată în vara anului 2018, pe când regimul lui Plahotniuc era în plină ascensiune. Între timp, această companie a reușit să-și atragă clienți importanți, precum Apa Canal, aeroportul Chișinău, regia transport electric, mai multe fabrici și uzine care sunt mari consumatori de energie. De asemenea, firma câștigă pe bandă rulantă licitații publice de livrare a energiei electrice în instituțiile de stat, neavând niciun concurent. În 2021, de la firma care ar fi controlată de Andronache, cumpără energie electrică Parlamentul, Banca Națională și mai multe ministere. Informațiile disponibile pe site-ul Agenției Achiziții Publice arată că Furnizarea Energie a câștigat de la începutul anului 26 de licitații de stat, în valoare de 26,5 milioane de lei. Cele mai valoroase contracte le-a semnat cu serviciul Vamal, în sumă de peste 5 milioane de lei, iar Secretariatul Parlamentului urma să cumpere electricitate de aproape 3 milioane de lei. În lista clienților SRL-ului Furnizare Energie au ajuns și Banca Națională, Serviciul Fiscal de Stat, mai multe ministere și primării. La toate tenderele organizate de instituțiile de stat, Furnizare Energie nu a avut niciun concurent, iar prețul pe care l-a propus în oferte a fost de fiecare dată cu un bănuț mai mic decât tariful la energie electrică aprobat de ANRE pentru furnizorii de energie de pe piața reglementată Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord, fostul Red Nord. Agenția Achiziții Publice a precizat pentru Cutia Neagră că nu este temei legal pentru anularea licitațiilor dacă se înscrie în cursă un singur concurent. Legislația în vigoare nu stabilește un număr minim de ofertanți care participă la procedurile de achiziții publice pentru a fi posibilă atribuirea contractului. Dacă la o procedură de achiziție publică desfășurată în conformitate cu respectarea prevederilor legale este depusă o singură ofertă și aceasta este conformă, atunci autoritatea contractantă semnează contractul cu acest ofertant, a explicat Agenția Achiziții Publice. Poarta spre banii publici a fost deschisă de mai multe modificări legislative, dar și de o circulară emisă anul trecut de Agenția Achiziții Publice autorităților contractante, prin care erau atenționate că achiziția energiei electrice de rând cu alte servicii comunale nu este o excepție de la lege și trebuie să fie realizată prin licitații. La tenderele organizate de stat ar avea dreptul teoretic să participe toate cele peste 40 de companii cu licență pentru furnizarea energiei electrice, la tarife nereglementate de ANRE. Cu toate acestea, Furnizarea Energie nu a avut niciodată vreun concurent. Explicația ne-a fost dată de surse din interiorul ANRE, care au solicitat anonimatul. Potrivit normelor legale, fiecare furnizor de energie de pe piața reglementată sau nereglementată, ca să poată activa, are nevoie de două contracte de procurare a energiei de la producători. Un contract de bază și unul de echilibrare a deblansărilor, care pot apărea în rețea. Compania asociată cu numele lui Vladimir Andronache este singura de pe piață nereglementată, care are în prezent un contract semnat cu centrala de la Cuciurgan, inclusiv pentru energie de echilibrare. Din motive neclare, pentru toți furnizorii de energie de pe piața liberă din Moldova, centrala de la Cuciurgan a ales să semneze contract doar cu furnizare energie. Noi știm că alți furnizori de pe piața nereglementată s-au adresat la centrala electrică din stânga Nistrului, dar au fost refuzați.
Această exclusivitate oferită de centrala de la Cuciurgan, din păcate, creează un monopol pe piața nereglementată de furnizare a energiei și exclusivitate deplină companiei lui Andronachi de a participa și câștiga licitații de stat pentru furnizarea energiei electrice la prețuri de doar un bănuț, mai mici decât cele oferite de Fea Nord sau Premier Energy, care au costuri operaționale mult mai mari, afirmă sursa noastră din cadrul ANRE. Situația pare că se va repeta și anul viitor. În lunile octombrie-noiembrie au fost deja lansate zeci de licitații publice pentru achiziția serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru 2022. La câteva instituții s-au încheiat deja etapele de depunere a ofertelor și iarăși a participat la tendere doar furnizarea energie. Directorul companiei neagă faptul că furnizarea energie ar fi cumva favorizată la licitațiile publice, afirmând că sunt asigurate condiții legale pentru toți jucătorii pieței. Toate licitațiile se fac pe platformă online. Tot e foarte transparent și foarte simplu, absolut. Deci au dreptul să participe oricine. Și cred că tot știți că sunt eliberate în jur de 50 de licențe de furnizare energie electrice. Deși nu au venit alții, eu nu vă pot spune. În principiu, nu a fost limitat nimeni și n-am avut noi absolut nicio... Nu ne-au, să zicem, un avantaj, tot ce e legat de toate documentele necesare, garanțiile de ofertă, de bună execuție și toate astea. Noi toate este. Un document nu-ți ajunge, dacă n-l aduci la timp, ești descalificat. Deci noi lucrăm foarte intens pe tema asta și asta e. Faptul că firma asociată lui Andronachi câștigă licitații publice pentru furnizarea de energie l-a surprins pe actualul ministru al infrastructurii, Andrei Spânu. Eu cred că acest personaj trebuie să fie adus acasă și supus judecății. Da. Iar companiile lui, dacă au câștigat ilegal anumite licitații, aceste licitații trebuie să fie închise și să fie lansate alte licitații. Chiar dacă toți jucătorii de pe piața energetică recunosc faptul că furnizarea energiei este companiei lui Vladimir Andronachi, în actele firmei numele acestuia nu a apărut niciodată. Documentele oficiale din dosarul companiei, consultate de Cutia Neagră Plus, trădează conexiuni ale acesteia cu un șef de la ANRE, oameni de afaceri din Ucraina și persoane interpuse implicate în mai multe scheme asociate lui Andronachi. SRL Furnizare Energie a fost înregistrat pe 11 iulie 2018, având un singur fondator, firma NC Trade, din Ucraina. Beneficiarul acesteia este Victor Kanaev, un ucrainean care are mai multe legături cu afacerile atribuite fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Potrivit documentelor consultate de reporterul Cutiei Negre, Victor Kanaev este astăzi fondator și administrator al firmei Diverse Art Construct, cu adresa juridică în Chișinău, în apartamentul Carolinii Andreuță, jurista lui Andronachi, despre care v-am vorbit în investigația precedentă. Până în anul 2017, ca beneficiar al Diverse Art Construct, figura în acte Anatolie Blonski, un alt om de încredere al lui Andronachi. Tot Kanaev, pe hârtie, este beneficiarul companiei din Londra Vernon Corporation Ltd., fondatoarea SRL-ului Alpha Engineering, care are în proprietate clădirea Hotelului Național. Urmele lui Victor Kanaev duc și spre cariera de granit din Pervomaisk, care este în proprietatea Republicii Moldova, și despre care ex-deputatul Alexandru Slusar declara că ar fi supusă unui atac Raider din partea lui Andronachi, cu suportul fostului jurist al Agenției Proprietăți Publice, Eugen Buzgan. Echipa Cutiei Negre a descoperit că Buzgan a înregistrat în aprilie 2019 în Ucraina un SRL cu denumire similară cu cea a întreprinderei de stat moldovenești, cariera de piatră și granit Pervomaisk, iar Victor Kanaev a fost administratorul firmei de la fondare până în ianuarie 2021. Primele modificări în acționariatul SRL Furnizare Energie au fost făcute în iulie 2019. Coproprietar cu 50% a ajuns Sergiu Ciobanu. Acesta a fost director ANRE, exact în perioada în care Furnizarea Energie a fost fondată și a obținut în 2 săptămâni licența de activitate pe piața energetică. Potrivit surselor de încredere ale Cutiei Negre, Ciobanu ar fi lobat la începuturi mai multe interese ale firmei din funcția de director ANRE, iar la scurt timp după ce și-a dat demisia de la agenție, în mai 2019 a cumpărat 50% din acțiunile Furnizarea Energie de la Kanaev cu doar 500 de lei, contravaloarea a jumătate din capitalul social al firmei la acel moment. Asta arată contractul de vânzare-cumpărare înregistrat la Agenția Servicii Publice, care a fost consultat de reporterul Cutiei Negre. Pe de altă parte, articolul 10 din legea cu privire la energetică stipulează că în decurs de un an după încetarea mandatului de director al Consiliului de Administrație al ANRE, persoana nu este în drept să ocupe funcții la întreprinderea energetică, a cărei activitate este reglementată de agenție. Ciobanu a demisionat de la ANRE pe 1 martie 2019, cu 3 luni înainte de a deveni coproprietar la Furnizarea Energie. Acesta spune că nu a încă
încălcat legea când a intrat în acționariatul furnizarei energie, deoarece nu era angajat al companiei, ci fondator, și neagă orice legătură cu Vladimir Andronachi. Când mie mi s-a propus de către compania ucrainească să devin parte echipei, să ajut la creșterea capacității și penetrării în sensul pe piața de furnizare a Republicii Moldova, am spus în grupă condiții, adică eu am o experiență în față, am în spate o experiență, am un background, eu dacă vin să muncesc, eu te știu pentru ce muncesc. Discuțiile au fost cam lungi, până la urmă am convenit să mergem cu o cotă de 50 la 50, dar condiții că eu vin cu aportul meu cu capital. Eu tot merg pe o investiție în care eu știu că o gestionez eu, știu că eu sunt beneficiar, știu că eu câștig, strâng roadele, știu că eu pierd, împart, cum zice, pierderile cu mine însumi. Asta este toată logica. Nici nu are nicio treabă Andronachi cu Vladimir sau Vlad, cu furnizarea energiei. Absolut, demnișoară categorie. În următoarele luni, în companie au loc mai multe tranzacții cu semne de întrebare. Sergiu Ciobanu varsă 1 milion de lei în capitalul social al SRL-ului Furnizarea Energie, împreună cu Victor Canaev, care contribuie cu un alt 1 milion de lei. La o săptămână după ce este majorat capitalul firmei, Ciobanu îi vinde partea sa de acțiuni lui Andrei Iacob. Prețul de vânzare în acte este de doar 500.000 de lei, adică jumătate din investiția pe care Ciobanu o făcuse în companie. Până în martie 2020, Iacob și Canaev mai varsă câte 2 milioane de lei în capitalul social al firmei, aceasta ajungând la 6 milioane. Dar în aprilie, Sergiu Ciobanu răscumpără de la Iacob cota parte din companie. Valoarea din acte a tranzacției a fost tot de 500.000 de lei, deși Iacob investise în firmă de 4 ori mai mult. Andrei Iacob a fost numit ulterior jurist la Furnizarea Energie și reprezenta interesele firmei prin procură. Numele acestuia este asociat cu o altă companie de pe aceeași piață, LC Energie, la care o să revenim mai târziu. Ciobanu are o explicație pentru aceste tranzacții, invocând un împrumut pe care l-a luat de la Andrei Iacob, iar măsura de asigurare pentru datorie ar fi fost cota sa din companie. Că avem nevoie urgent de bani, am început un proiect în Ucraina. Am împrumutat niște bani de la cineva care a vrut pur și simplu să aibă garanția că, uite, până la restituire, până restitui suma de bani, adică să aibă sigur că cota a fost pusă, este și contractul, eu am contract de gaj, cota a fost pusă pentru gaj, pentru suma care am împrumutat-o, nimic absolut nu este. După aia am avut 3 luni, 4 luni proiecte în Ucraina la Kiev, tot din domeniul energetic, am oferit și consultanțe, și proiecte de la zero, unde a câștigat destul de esențial. După ce am revenit înapoi. În mai 2021, fostul director al Andrei ajunge oficial unicul proprietar al SRL Furnizare Energie. Ucraineanul Victor Canaev i-a cedat acțiunile lui Ciobanu contra la 1,5 milioane de lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare înregistrat la ASP. Asta deși investise dublu în firmă, iar anul trecut compania a avut un profit de aproape 25 de milioane de lei. Pe de altă parte, Ciobanu susține că firma nu este atât de profitabilă cum se aștepta Canaev când a intrat pe piața energetică a Republicii Moldova și a renunțat la afacere. Primul raport financiar, practic pierderi, a doilea raport financiar, iar puține devieri care au fost mâncate după următoarea perioadă, investițiile, cum zice, și eforturile care nu s-au meritat, la ceea ce ca rezultat, adică nu s-a meritat chestia asta sub nicio formă. Știi ce? A fost deschisă discuția. Ești gata să cumperi. Da, ne-am încreditat, am contracte din împrumut de sume destul de esențiale, care am cumpărat cota și merg înainte. Am reușit să luăm legătura și cu Victor Canaev, dar acesta a refuzat să vorbească despre afacerea furnizare energie și a închis telefonul după ce l-am întrebat de legătura cu fostul deputat democrat Vladimir Andronachi. Да, мы знаем, что сейчас не имеете, но мы хотели спросить, как вы создали эту компанию и как вы ее продали. Ну, я бы не хотела закрыть. Почему? Ну, просто нет желания. А имеет эта компания отношение к бывшему депутату нашему Андронаке Владимиру? Еще раз, я говорю, я не хочу больше комментировать ничего. I-am trimis mai multe întrebări legate de activitatea companiei Furnizare Energie și lui Vladimir Andronachi pe adresa de e-mail pe care a oferit-o jurnaliștilor după ce a fugit din țară. Dar fostul deputat democrat nu a reacționat. În cei 3 ani de la fondare, Furnizarea Energie a beneficiat de mai multe decizii favorabile din partea fostei și actualei conduceri, Andrei. Cutia neagră a analizat mai multe decizii ale agenției care trădează interese directe ale firmei care pare a fi controlată din umbră de Andronachi. Ultimul, de altfel, a participat personal în comisiile de concurs de la Parlament care au numit directorii Andrei.
Evoluția fulminantă a companiei furnizare energie nu ar fi fost posibilă fără suportul și lovarea intereselor acesteia de către mai multe instituții de stat, despre care presa a scris în repetate rânduri că ar fi influențate de către Andronachi, Andrei Mold Electrica, Energocom și chiar centrala de la Cuciurgan. Cutia Neagră a depistat mai multe cazuri în care Andrei a ignorat unele încălcări admise de compania furnizare energie. Prima favoare a fost acordată chiar la început de activitate, deși legea îi obliga pe toți furnizorii de energie să cumpere o anumită cantitate de energie electrică de la centralele de termoficare, autohtone CET1 și CET2, care este cu mult mai scumpă în comparație cu energia de import. SRL Furnizare Energie nu a achiziționat nimic din aceste surse în primele 4 luni de activitate, iar Andrei a trecut cu vederea. Dovada este raportul întreprinderei de stat Mold Electrica. Potrivit documentului, SRL Furnizare Energie a primit 0 kWh de la furnizorul central Energocom, care livra energia de la CET-uri. Abia la începutul anului 2019, Andrei, din care făcea parte pe atunci și Sergiu Ciobanu, a obligat SRL Furnizare Energie să cumpere energie de la CET-uri, fiind stabilite cotele. Pe de altă parte, managerul companiei declară că aceasta nu a fost o încălcare, deoarece Andrei distribuie cotele la început de an și furnizarea energiei a recuperat prin achizițiile din 2019. Cea mai importantă favoare a acestei companii ține însă de contractele pentru eliberarea energiei, greu de obținut, dar fără de care niciun furnizor de energie nu are dreptul să activeze. Începând cu toamna lui 2020, furnizarea energiei procură energie electrică preponderent din Ucraina, de la compania DTEC a oligarhului ucrainean Rina Ahmedov. Problema este însă că tehnic, DTEC nu poate asigura și servicii de echilibrare a energiei. Până în primăvara acestui an, problema de echilibrare era rezolvată pentru furnizarea energie de către Energocom, care avea contract exclusiv cu centrala de la Cuciurgan, singura capabilă să ofere servicii de echilibrare. Lucrurile s-au complicat însă în aprilie, când centrala din stânga Nistrului a decis să spargă monopolul Energocom și a participat direct la licitație de procurare a energiei organizată de Premier Energy și Feyenoord. Tot atunci, din cauza unor neînțelegeri, Cuciurganul a refuzat să semneze un contract cu firma afiliată lui Andronachi pentru a-i asigura energie de echilibrare, dar și cu celelalte companii de furnizare a energiei de pe piața nereglementată. Andrei a căutat imediat soluții pentru a-i ajuta să-și rezolve problema. A venit cu inițiativa de a obliga centrala de la Cuciurgan să ofere energie de echilibrare tuturor furnizorilor de pe piață. După ce problema a ajuns subiect de discuție la președinție, fiind analizate riscurile, s-a renunțat la idee. Ulterior, Andrei le-a permis furnizorilor să semneze contracte de echilibrare cu Mold Electrica. Urmarea consultărilor cu participanții la piața de energie electrică, s-a decis de comun acord că problema trebuie soluționată prin crearea unui mecanism tranzitoriu de determinare a dezechilibrelor, care va fi aplicat până la intrarea în vigoare a noilor reguli ale pieței energiei electrice. Acest mecanism presupune obligația tuturor participanților la piața de energie electrică, care doresc să desfășoare activitatea pe piață, a dispune de contract de echilibrare, semnat cu operatorul sistemului de transport, echilibrarea sistemului electroenergetic urmând a fi realizată de către Mold Electrica, a explicat Andrei la solicitarea Cutiei Negre. Fostul consilier prezidențial pe domeniul energetic ne-a explicat ce riscuri existau dacă Andrei punea în aplicare inițiativa din aprilie. Și era un conflict între Andronachi și Moldavska Gres. Pe de o parte era lupta pentru piață, Andronachi cu energie din Ucraina, Moldavska Gres vreau și ei să vândă mai multă energie. Pe de altă parte, era poziția dominantă pe care o are Moldavska Gres în legătură cu serviciile de echilibrare. Numai ei pot oferi contract de echilibrare. De partea cealaltă, Andronachi avea resurse administrative. Și ne-am pomenit în situația că firma controlată de Andronachi nu mai avea contract de echilibrare și asta încălca prevederile legii cu privire la energie electrică. Am văzut că Andrei, în regim de urgență, a emis o hotărâre prin care obliga centrala termoelectrică moldovenească să ofere servicii de echilibrare pentru, cum spuneau ei, pentru toți furnizorii la tarife nereglementate. Cu alte cuvinte, asta poate fi interpretat că Andrei, de fapt, o făceau pe avocații lui Andronachi, doar că acesta să nu-și piardă clienții, să-și mențină cota de piață. Se isca o situație când Moldavska Gres pur și simplu ar fi refuzat să execute deciziile Andrei pentru că ele erau evident în favoarea unui singur jucător. Și noi ne-am fi, potențial asta ar fi putut afecta securitatea energetică statului. Sugestia care a fost, recomandarea președinției a fost ca
regulile pe care ANRE le aprobă, ele nu trebuie să favorizeze anumite companii. Totuși, în perioada aprilie-august, anul curent, SRL Furnizarea Energie a activat fără a avea un contract de echilibrare, iar ANRE a aplicat doar o amendă de 15.000 de lei. În legătură cu lipsa contractelor de procurare a energiei electrice de echilibrare începând cu data de 1 aprilie 2021, în privința mai multor companii au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenție. Acestea au fost remise instanței de judecată pentru examinare în fond. Agentul constatator a solicitat aplicarea unei sancțiuni în cuantum de 300 de unități convenționale. La moment, dosarele se află la etapa examinării. Legislația în vigoare nu prevede sancțiuni complementare ce țin de suspendarea sau retragerea licenței pentru încălcarea respectivă, a explicat ANRE la solicitarea cutiei negre. O întrebare importantă în acest context este cine și cum a acoperit financiar dezechilibrele din rețea produse de compania controlată de fostul director ANRE, asociată cu numele Andronachi, în perioada când acesta nu dispunea de contract de echilibrare. Am întrebat despre acest lucru întreprinderea de stat Moldelectrica, dar nu am primit un răspuns la solicitare până la publicarea investigației. În august, Furnizarea Energie a reușit să rezolve problemele cu centrala de la Cuciurgan și să încheie un contract de achiziție a energiei, dar a păstrat și contractul de import a energiei electrice de la DTEC Ucraina. Firma, care ar fi sub controlul lui Andronachi, este singura de pe piața nereglementată din Moldova, care a reușit să ajungă la o înțelegere cu Cuciurganul și are astăzi și contract de balansare semnat cu Moldelectrica. Ceilalți furnizori au fost refuzați, cerându-se astfel premize pentru exclusivitatea participării SRL Furnizarea Energie la licitațiile publice, tocmai lansate de instituțiile de stat pentru 2022. Din cauza poziției adoptate de centrala de la Cuciurgan, mai mulți concurenți ai SRL-ului Furnizarea Energie și-au suistat din august activitatea. Pare rău că se vehiculează mult și se aruncă mult fals în societate. Cum am fost favorizat? Deci dacă eram favorizat, încheiam contractul de la 1 aprilie. Sau pentru care a fost? Noi am lucrat mult cu Moldavska Gres, să zicem așa, da? Am discutat, am avut discuții, nu odată ne-am întors, am avut foarte multe, până când la urmă i-am convins că suntem și noi ca și toți ceilalți și avem dreptul. Deci până la urmă ei pierdeau bani. Contractul de achiziție cu Moldavska Gres prevede și echilibrare cu parte de energie care o cumpărăm de la dânșii, da? Și noi până în august am activat cu partenerii noștri din Ucraina, deci am importat energie electrică din Ucraina. Pentru aceasta am avut contract de echilibrare conform legislației cu Moldelectrica. Deci contractele sunt, pentru ca să obținem contractul ăsta, noi am fost unicii care le-am pus lor garanție. ANRE nu este singura instituție în care am observat o atitudine de favorizare în raport cu SRL Furnizare Energiei. În 2019, la jumătate de an de la fondare, compania care ar fi controlată de Andronachi a reușit să obțină un contract avantajos de procurare a energiei electrice de la nodul hidroenergetic Costești. Energia produsă aici se consideră a fi una dintre cele mai ieftine, iar informațiile obținute de Cutia Neagră despre modul în care a fost organizată licitația trădează mai multe elemente dubioase. În februarie 2019, nodul hidroenergetic Costești organizează un tender în baza unui regulament intern pentru a selecta o companie care să-i cumpere energia pe parcursul anului, fiind vorba de o tranzacție de circa 40 de milioane de lei. Întreprinderea trimite solicitări de oferte la 8 companii, prețul cerut pentru energie fiind de minimum 63 de bani pentru un kilowattoră. Primește 7 oferte, dar una de la un agent economic care nu a fost invitat la tender și nici nu avea activitate pe piața energetică. Anume, acesta a propus cel mai bun preț, dar s-a retras ulterior favorizând SRL-ul Furnizare Energie. Unii participanți la licitație aveau bănuiele atunci de acțiuni concertate între unii concurenți care au participat la concurs și trucarea tenderului. Cutia Neagră a identificat legături între trei companii. Pe 11 martie 2019, reprezentanții nodului hidroenergetic Costești au deschis ofertele prezentate la tender. ESA Energocom. Energocom a propus cel mai mic preț, 64 de bani pentru un kilowattoră. Moldelectrica a oferit cu un bănuț mai mult. Oferta FEA Nord a fost de 70 de bani, iar SRL LC Energie era gata să cumpere cu 77 de bani. SRL Furnizarea Energie a propus cu jumătate de bănuț mai mult decât Gaz Natural Fenosa. Furnizarea Energie 86 de bani pentru un kilowattoră, iar cea mai bună ofertă, 92 de bani pentru un kilowattoră, a venit de la SRL-ul Pan Construct, o companie cu domeniul de activitate în construcții și licență pentru comercializarea carburanților.
Companiile PanConstruct și LC Energie aveau același proprietar în momentul în care s-au înscris la licitație. Mai mult, în 2017, ca beneficiar la LC Energie, a figurat Andrei Iacub, cel care în septembrie 2019 a preluat jumătate din acțiunile SRL-ului Furnizare Energie de la Sergiu Ciobanu. În vara anului curent, Furnizare Energie a anunțat că fuzionează cu LC Energie, ultima fiind absorbită. Potrivit documentelor consultate de Cutia Neagră, în momentul reorganizării LC Energie avea o datorie de 5,7 milioane de lei față de Sergiu Ciobanu, fostul director Andre și beneficiarul actual în acte al SRL-ului Furnizare Energie. Și de această dată este invocat un împrumut. Aici a fost un grup de italieni, companii de italieni, deci ei au dezvoltat un proiect dirijabil, obiectiv. Ne l-au propus nou, eu, adică ca proprietar, să fac investiții. Acum noi suntem în discuții cu un partener din România, unde am preluat practic proiectul de la ei, adică ca activ care l-aveau la balans, proiectul de investiții în niște surse regenerabile. Tehnologie nouă, obiectiv, și urmează, cred că începând cu anul viitor, să începem procesul de investiții în niște surse regenerabile, care ei le dezvoltă de vreo 4 ani de zile. Asta este unica, cum zice, argument. Alt argument, că n-au avut nicio activitate, n-au avut nici licență de furnizare, nici consumator, nu. Unica, ci eu am lucrat mulți ani la un proiect dirijabil. Datorează mie, da, și eu mai departe, la urmă, datorez proprietarul la care am preluat. Ea, că asta e toată logica. Ne întoarcem la licitația organizată în 2019 de nodul hidroenergetic Costești. Grupul de lucru a calificat atunci toate ofertele, iar ulterior participanții au fost anunțați printr-o scrisoare că SRL Furnizare Energie este câștigător, oferind un preț de 86 de bani pentru un kilowattoră. PanConstruct, care venise la tender cu oferta de 92 de bani, a renunțat ulterior la ea. Mihail Șeremet dă asigurări că licitația a fost organizată corect și neagă ipoteza unei înțelegeri cu PanConstruct și LC Energie. Eu nici nu aveam închipuire în 2000. Cât era cine companie PanConstruct și mai departe. Absolut n-am nicio treabă de lucrurile. Nu a existat nicio înțelegere. Dacă vă uitați bine și dacă noi nu eram cu prețul pe locul 2 și era altcineva pe prețul cu locul 2, n-avea să fie nicio, să zic, dubii sau nu știu ce. Eu nu vă pot spune ce a făcut compania și de ce PanConstruct și s-a retras sau nu s-a retras. Despre rolul extrem de important pe care l-a jucat în trecut și încă îl mai joacă Vladimir Andronache în sectorul energetic sunt încă multe de spus. Vom lăsa asta însă pentru o altă investigație. Despre rolul pe care îl joacă Vladimir Andronache pe piața energetică din Republica Moldova și cum compania care este asociată cu numele acestuia, Furnizare Energie, a reușit să devină cea de-a treia cea mai mare companie furnizor de energie în Republica Moldova, discutăm cu invitatul din această seară din studio, domnul Sergiu Tofilat, expert în energetică și vicepreședintele Partidului Schimbării. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră Plus. Mersi pentru invitație, bună seara. Ați văzut investigația? E ceva nou pentru dumneavoastră în ea? Pentru mine nu e nimic nou. Da, din păcate, în Republica Moldova instituțiile în continuare rămân guvernate nu de interesele, nu de, spunem așa, de prevederile legale, dar de anumite interese. Ce vi se pare cel mai grav din tot ceea ce am spus noi în investigație sau din ceea ce cunoașteți dumneavoastră despre rolul pe care îl are Vladimir Andronache în, pe această piață energetică și modul în care a fost promovată sau a reușit să aibă succes în comparație cu alte companii, compania Furnizarea Energiei. Situația cu această companie, SRL Furnizarea Energiei, este un exemplu clasic când, știți, pentru cineva există abateri de la lege și un tratament preferențial, iar pentru toți restul există prevederile legale și tot felul de obstacole și piedici din partea autorităților sau întreprinderilor de stat. De asta înțeleg că cunoașteți de mai mult timp că a existat o atitudine preferențială față de această companie. Da? Din aprilie am început să documentez subiectul ăsta. Am avut și două ședințe cât eram la președinție cu Andreu, cu Mold Electrica pentru a încerca să soluționăm această problemă. După aia din mai am părăsit funcția de consilier, dar oricum am mai avut, nu știu, prin iunie am mai avut o ședință la Andrei ca să încercăm să elaborăm
reguli pe piața energiei electrice care să fie egale pentru toți. Și care era problema pe care ați o discutați cât erați la președinție? Unde ați identificat dumneavoastră cea mai mare problemă? Aici e un amalgam de probleme. În primul rând vorbim de o poziție dominantă pe care o are centrala termoelectrică moldovenească în ceea ce ține de piața de echilibrare. Cred că ar fi bine să dăm și niște termeni ca cei care ne privesc să înțeleagă despre ce este vorba. Iar vă rog, pentru că noi am avut o dificultate când am făcut această investigație, n-am vrut să o facem foarte tehnică, deși termenii și, procesele de acolo sunt foarte tehnice și oamenii trebuie să înțeleagă ce e cu ele. Da, ar fi bine, pentru că altfel n-o să putem pătrunde în esența la ceea ce discutăm. Deci din 2015 noi avem în Republica Moldova un serviciu nou, se numește serviciu de furnizare a energiei. Deci au fost separate toate activitățile piața energiei electrice. Este producerea, este transportarea, este distribuția. Toți ăștia au fie centrale electrice, fie linii de tensiune înaltă, medie, joasă. Serviciul de furnizare, asta ține de facturarea clienților. Deci un furnizor, noi cu dumneavoastră putem să deschidem, de exemplu, o companie, să luăm licență de furnizare. Adică cei care vând electricitatea către consumatorii finali, exact, da? Exact, da. Furnizorul de energie, el nu are niciun fel de rețele, infrastructură, el doar caută de unde să cumpere energie, achită pentru folosirea rețelelor și caută clienți. Asta e ceea ce se ocupă compania afiliată lui Andronache. Sunt vreo 40 de titulari de licență la serviciul de furnizare. Asta sunt tarife nereglementate. Deci ești la astfel de companii nu le stabilește ANRE tarifele. Adică deci ei au dreptul să stabilească un tarif care vor ei, da? Încalculat, pornind de la ce profituri au, cât cheltuie pentru toate... ce cheltuieli au și eventual... Ei nu stabilesc niciun tarif. Ei vin, deci, ideea e să avem mai multe surse de energie. Da. Și mai mulți furnizori. Și ei se concureze între dânși. Deci cei care produc energie o listează, o plasează ofertele la bursă, furnizorii merg și văd cine poate oferi un preț mai bun și mai departe își caută clienți. Da. Și practic prețurile, aici nu este o piață reglementată, nu vine cineva să stabilească tarifele. Cu cât te-ai înțeles, cu atât o vinzi. Asta e ceea spre care, modul de funcționare pieței spre care noi vrem să tindem. Așa se întâmplă, de exemplu, în România. Așa, deci vorbim de serviciul de furnizare care a fost introdus în 2015. Acum, orice furnizor, el pe lângă faptul că are contract de procurare a energiei, are contracte cu clienții, cu consumatorii, el trebuie să aibă contract pe energie de echilibrare. Ce înseamnă asta? Furnizorul trimite un grafic de consum orar, uite, la ora asta îmi trebuie, planifică consumatorii mei vor consuma, să spunem, 50 de megawatts la ora asta, 60 de megawatts la ora asta, 100 de megawatts. Deci el trimite un grafic la operatorul sistemului de transport. Adică care la trebuie să electric. Mențină funcțional sistemul electroenergetic. Da, și deja operatorul sistemului de transport, în funcție de graficile primite, dă comandă la centralele care produc energie electrică să crească producția, să o reducă pentru a menține stabilitatea funcționării sistemului. Evident că există tot timpul o diferență între ceea ce e planificat și ceea ce real este consumat. Este curba reală de consum și este curba planificată. Iată, aceste dezechilibri, ele deja se calculează separat. Deci cel care a produs dezechilibru trebuie să-l achite. Fie adică cel care a consumat, de fapt, mai mult decât a planificat să consumi, da? Exact. Da. Așa. Și înseamnă că dacă tu ai consumat mai mult, trebuie de undeva la ora aceea, în regim de urgență, să procuri această energie ca să acoperi dezechilibru. Înseamnă că trebuie să existe și centrale care pot produce instantaneu, imediat, cantitatea necesară de energie. Unica centrală capabilă este centrala termoelectrică moldovenească din stânga Nistru. Deci avem un monopol pe această piață de echilibrare avem energie. O poziție dominantă și avem situație de abuz de poziție dominantă când centrala termoelectrică moldovenească oferă cuiva balansare, în cazul dat companiei seriale furnizarea energiei. Altor furnizori nu le oferă. De ce? Dumneavoastră înțelegeți care e motivul? De ce... Moldavska Gres are o atitudine mai binevoitoare față de compania asociată numele lui Andronache. Noi am avut situația că în 2020, anul trecut, n-a fost organizat tender pentru achiziție de energie. Deci dacă ne amintim, începând cu 2017, anual se organizează tendere de achiziție energie.
Iată, până în 2020, Moldavskaya GRES, fie ucrainenii, se înțelegeau cu traderul de stat Energocom, semnau contract, Energocom-ul se înțelegea cu ei, și venea la licitație Energocom-ul. Nu veneau ăștia la intermediar. Exact, da. Anul trecut n-au fost licitații, era pandemie și guvernul, Comisia pentru Situații Excepționale, a decis prelungirea contractului cu Moldavskaya GRES și în contractul respectiv, practic, el prevedea că tot 100% de consum de energie electrică din Moldova va fi asigurat anume de Moldavskaya GRES. Asta a fost în luna iulie 2020. În luna septembrie, compania afiliată lui Andronache s-a înțeles cu furnizorul ucrainean, DTEC, să procure energie atomică în perioada de noapte, când este mai ieftină. Da? Și având licență la tarife nereglementate, seriile furnizare energiei a început a rupe clienți de la Premier Energy Supply și de la furnizarea energiei electrică Nord, la FE Nord. Ăștia sunt furnizorii care activează la tarife reglementate lor, în reele stabilesc tarife. Da, și iau niște cheltuieli ceva mai mari. Deci, cu alte cuvinte, compania afiliată lui Andronache a început a rupe clienți și cantități de energie de la Moldavskaya GRES. A apărut un conflict între ei. În situația asta, anul acesta, la licitație, deja Moldavskaya GRES a mers și a participat la direct, fără Energocom. Deci dacă până la 31 martie SRL Furnizare Energie avea contract pe cantitate de bază a energiei cu ucrainenii și avea contract de echilibrare cu Energocom, iar Energocom avea, îi oferea echilibrare în baza contractului cu Moldavskaya GRES, începând cu 1 aprilie, compania SRL Furnizare Energie a rămas fără contract de echilibrare. Asta contravine legii cu privire la energie electrică. Și nu numai compania lui Andronache, mai sunt vreo câteva acolo companii, dar sunt mult mai mici dacă să luăm după cantități. Practica, noi am asistat la un conflict între Moldavskaya GRES și Andronache. Adică s-au certat între ei. A existat, da, o problemă între ei. Exact, da. S-au certat pentru... Exact. Și ce s-a întâmplat că s-au împăcat? Nu știm deocamdată, eu tot aș vrea să aflu răspuns la întrebarea asta, pentru că din discuții cu mai mulți participanți la piață, asta, bun, eu nu pot confirma documental, dar cel puțin mi s-a creat impresia că doar SRL Furnizare Energiei beneficiază de contract de echilibrare cu Moldavskaya GRES, pe când ceilalți furnizori sunt refuzați. Și nouă ne-au spus același lucru mai mult. S-a spus așa. Noi echilibrare separat nu vă dăm. Ori luați toată cantitatea, ori nu vă dăm deloc. Bun, asta ne-au spus și nouă mai mulți dintre concurenții de pe această piață, da? Din mai multe companii care prestează servicii de furnizare pe piața nereglementată. Dar Andreu ne spune cu totul altceva. Spune că nu doar furnizarea energiei a reușit să semneze acest contract, dar a reușit și mai multe și alte companii să semneze. Diferența pe care noi o înțelegem este că în cazul furnizarea energiei e vorba de o excepție. Furnizarea energiei cumpără energie electrică și din Ucraina și de la Moldavskaya GRES. Altora care au încercat și ei să cumpere din mai multe surse energie, GRES-ul i-a spus nu. Doar dacă vreți, semnăm contract, cumpărați doar de la noi. Știți cum? Aici apare întrebarea. Cum așa se primește că, iată, Andronache poate cumpăra energie electrică din Ucraina, iar alți furnizori nu pot să cumpere de la Energoatom energie electrică? De ce lui se permite, dar altora nu? Înseamnă că aici trebuie să intervenim peste regulile pieței de energie electrică. Aici vorbim de deciziile pe care trebuie să le ia ANRE-ul. Dacă ei consideră că trebuie de intervenit și peste modificarea legislației, nicio problemă, adresați-vă la Parlament. Hai să discutăm. Dar în primul rând vorbim de regulile pieței care trebuie să fie egale pentru toți și respectate pentru toți. În afară de asta avem de-a face cu situația de poziție dominantă a centralei termoelectrice moldovenești pe piața de echilibrare. Asta deja intră în sfera de competență a Consiliului Concurenței. Da? Da. Eu aveam o întrebare legată de un aspect, dacă tot suntem încă la aceste contracte de echilibrare. Din luna aprilie până luna august, furnizarea energiei și alte companii de pe piață nereglementată nu au avut contracte de echilibrare. Asta nu înseamnă că ei nu au avut aceste devieri în consum.
Cine a acoperit aceste devieri? Deci atunci când ei au consumat mai mult decât au oferit, da? Decât aveau planificat, cine și-a asumat aceste diferențe? De fapt, între operatorul sistemului de transport MOL de Electrica modifica graficele astfel încât să reducă, să elimine aceste dezechilibri create de seriile furnizarea energiei. Cum face asta? Cum? Modificând graficele de consum. Adică transformând arătau mai puțin? Energie. Nu, ajustau energia care vine, graficul de consum, îl ajustau la consumul real. Deci, practic, transformau energia care venea pe bandă fixă în energie care venea în curbă variabilă. Da. Deci, lucrul ăsta, uitați-vă, noi avem de-a face cu situația când este favorizat un singur agent economic. Dacă MOL de Electrică aș permite să presteze așa servicii către seriile furnizare energie electrică, seriile furnizare energie, de ce nu au acces alte companii? Poate și ei vor ca MOL de Electrică lor să le ajusteze graficele. De ce lui Andronache îi se poate, dar altora nu le se poate? De ce lui Andronache îi se poate? Și noi ce trebuie să răspundem la întrebarea asta? Omul a fost la putere și au oamenii lor în funcții. Deci cu lucrul ăsta trebuie să ocupe organele de anchetă. Procuratura și CNA, nu eu trebuie să vă răspund la întrebarea asta. Trebuie să-i apuce de fund pe cei care au fost la MOL de Electrică, la Andrie și să răspundă la întrebări. Cum așa se primește? Este trafic de influență. Energia asta care spuneți. Noi aici trebuie să ajungem un pic la chestii mai fundamentale. Deci, Republica Moldova se integrează în piața energetică europeană. Înseamnă că noi trebuie să avem reguli egale, corecte pentru toți. Aici vorbim deci regulile pieței au fost aprobate de ANRE în august 2020. În acea hotărâre era menționat faptul că MOL de Electrica trebuia să prezinte timp de 6 luni de la publicare, deci vorbim până în aprilie 2021, trebuia să prezinte un șir de livrabile către ANRE. Inclusiv trebuia să elaboreze un soft unde și producătorii și furnizorii de energie se trimită notificări câtă energie vor produce la fiecare oră sau vor consuma la fiecare oră. Noi nu cunoaștem situația care este situația la moment cu acest soft. Pentru că, de fapt, se întâmplă așa că, spre exemplu, sunt acum conflicte serioase cu cei care lucrează pe energie regenerabilă. Toți producătorii trimit graficele de consum, de producere în Excel. Nu vă supărați, suntem în secolul 21. Mie îmi place Excel-ul, dar el nu este program dedicat pentru astfel de operații. Asta împiedică companiile de furnizare să activeze. Vă întreb asta pentru că... Asta creează eroare umană. Noi ne-am uitat pe site-ul ANRE, noi avem pe piața asta nereglementată vreo 40 de companii. Da. Deci, aparent, piața este liberalizată. Pe hârtie, da. Da. În realitate, eu nu știu cum stau lucrurile pe întreaga piață. Noi ne-am mutat doar la licitațiile publice anunțate de stat, prin care, începând cu anul ăsta, statul cumpără energie electrică. Și toate instituțiile de stat care cumpără energie electrică, o cumpără doar de la această companie care este asociată numelui lui Andronache. Am încercat să aflăm care este motivul. Deci, efectiv, în afară de firma asta lui Andronache, nimeni nu mai participă la licitații. Evident. Nu participă din ce motive? Că nu dispun de volume de energie pe care să le vândă? Că nu le interesează contractele cu statul? Sau se tem? Sau care este motivul? De ce doar această companie? Noi, apropo, 2 săptămâni urmă, în studio era domnul Spânu, ministrul infrastructurii, și noi l-am întrebat despre asta. Pentru dumneavoastră a fost o surpriză să afle că statul cumpără energie de la compania lui Andronache. Situația asta se datorează faptului că regulile pe piață de echilibrare, regulile pe piață energiei electrice, ele nu sunt duse până la capăt. Și din cauza că nu sunt clare regulile, nu participă la licitații alte companii? Din cauza că regulile nu sunt suficient de clare și sunt întrebări pe partea de energie de balansare sau de echilibrare, am avut probleme cu licitația la chestia energiei electrice care a fost acum în martie. Practic, acolo curba de consum real a energiei, ne-o închipuim așa imaginar cam cum ar fi ea, Premier Energy a separat-o în două produse. Este un consum minim ziua, noaptea,
o cantitate minimă de energie se consumă. Uh-huh. Aici pot intra operatorii, poate intra Energoatomul din Ucraina, pentru că energia atomică este cea mai ieftină la ei. Și iată, pe această componentă, prețul la licitație s-a coborât sub $50. Uh-huh. Pe partea variabilă a energiei, aici deja intră și obligația de balansare. În Ucraina, anul trecut, s-au modificat reguli de balansare. La noi încă nu au fost implementate aceste reguli și, din cauza asta, furnizorii din Ucraina nu pot oferi servicii de balansare. Pe acest produs, prețul a fost, dacă nu greșesc, $56.50-$57. În rezultat, prețul mediu pe toată cantitatea a ieșit cam $53.50. În situația asta, ce s-a întâmplat? Moldavskoye GRES pur și simplu și-a retras oferta. Partea a zis că ori îmi dați toată cantitatea, ori nu livrez nimic. Furnizorul din Ucraina nu poate da cantitate de echilibrare și ne-am primit într-un țuțuan. El de șantaj, da. Da. Deci asta este datorează faptului că regulile noastre de piață nu sunt dus până la capăt. Dacă aceste reguli s-ar schimba. Și asta, aici sunt câteva momente și inclusiv aspecte tehnice. Pentru că dacă noi vorbim de repartizarea dezechilibrilor, noi trebuie să știm care furnizori. Deci noi vorbim, spunem, avem 5 furnizori, fiecare are câte 100-200 de clienți. Noi trebuie să știm că, uite, pe rețaua asta, fiecare furnizor care dezechilibrul a creat, tot el trebuie să-l achite. Înseamnă că trebuie să fie contoare cu citire la distanță și cu evidență orară. Uh-huh. Dar, bun, consumatorul casnic nu o să fie foarte mult preocupat să-și schimbi furnizorul. Nu avem noi, spunem așa, consumul nostru este foarte mic. Cei industriali sunt în primul rând interesați de lucrul ăsta. Înseamnă că noi trebuie să ne asigurăm că toți consumatorii industriali care își schimbă furnizorul au astfel de contoare. Mai mult, acolo este și o prevedere, este regulament pe schimbarea furnizorului, dar există o posibilitate de a-l ocoli. Companiile pur și simplu reziliază contractul. Da? Și atunci semnează un contract nou cu un furnizor pe piața nereglementată și el contorul la dânsul tot normal. Nu. Aceste modificări care ziceți că deja Ucraina le-a făcut, noi încă nu le-am făcut. Da. De ce nu sunt făcute? Nu sunt făcute în interesul cuiva? Are cineva de beneficiat de pe urma la asta? Asta e părerea mea, este că lucrul ăsta se face intenționat pentru a-i oferi lui Andronache posibilitatea să-și păstreze cota de piață. Să nu vină alți furnizori și să nu existe concurență. Să aibă Andronache un fel de quasi-monopol pe consumatori industriali. Dar alți furnizori, ei nu pot să ducă și ei la Moldavskoye GRES, semneze contracte. De ce nu pot ei să devină concurenți pe piață? Noi nu prea avem surse de energie. Aici e situația că Andronache mai are probabil înțelegeri cu oligarhul din Ucraina, Ahmetov, care este beneficiar la DTEC. Uh-huh. Și el, alți furnizori de noștri, nu au așa relație. Poate este cazul să discutăm cu, spunem, producătorul de energie atomică, cu Energoatom, să-și deschidă o reprezentanță aici, ca și alți furnizori să aibă posibilitatea să cumpere această energie. Mai sunt și aspecte tehnice legate de funcționalitatea utilajului, sarcina minimă, nu o să ne implicăm în asta. Un lucru important la care trebuie să atragem atenție. Noi am avut luna trecută situația când Moldavskoye GRES a redus producerea de energie. Și am avut un flux mare de energie din Ucraina. Se ajungea pe zi și ajungea și până la 200 de megawatts. În situația asta, noi am împrumutat această energie din rețeaua ucraineană și va trebui să o plătim. Dacă noi cumpărăm energie de la Moldavskoye GRES cu $53.50, energia pe piața ucraineană e cam în jur de $120-140. Întrebarea este acum, cine a creat acest dezechilibru, cine a consumat această energie și cui va fi înaintată această factură? Și cui credeți că răspunde la moment Moldavskoye Electrica. Uh-huh. Da? Ei au, spunem așa, asigură interoperabilitatea cu Ucrenergo. Deci Ucrenergo va înainta factură către Moldavskoye Electrica și Moldavskoye Electrica trebuie cuiva să o redirecționeze, spunem așa. Acum, ce a afirmat Moldavskoye GRES? Că ei produc energie electrică strict cât este cantitatea prevăzută de contractele pe care le-au, obligațiile care le-au ei pentru Republica Moldova. Da. Înseamnă că acest consum de energie din Ucraina a mers în regiunea transnistreană. Noi am discutat ultima dată când am avut ședință pe regulile pieței, pe balansare, cu Andrei, încă în luna iunie, noi cu domnul Parlecov, am menționat că trebuie neapărat prevăzut cine este partea responsabilă pe dezechilibri în regiunea transnistreană. Și unicul titular de licență e Moldavskoye GRES.
Deci ANRE trebuia să ia atitudine începând cu luna iunie. Am înțeles. Situația asta nu e clarificată la moment și noi vedem, iată, eu am deschis chiar zilele trecute să mă uit graficul de fluxuri între Moldova și Ucraina. Noi încă nu am început a întoarce acea cantitate de energie care am împrumutat-o în luna trecută. Deci dacă nu vom întoarce, înseamnă că va trebui să o plătim și va fi mult mai scump. Și se formează iarăși o datorie, cum am avut situația, iată, avem datorii către România, vreo 32 de milioane de dolari încă din 2000-2001. Iar o să ne trezăm că e cesionată cuiva, iar o să ne trezăm cu arbitraj acolo, cu Platon și cu... Cu ergo-alianțuri. Exact, da, și o să cheltuim bani pentru avocați și așa mai departe. Da. Și acum trebuie ANRE-ul să clarifice subiectul, să delimiteze clar cine e responsabil pentru echilibrare în stânga Nistrului, ca Mold Electrica să aibă temei legal să înainteze factură către Moldavska Gres sau să îi impună să le dea indicații de la dispecerat să crească producerea de energie și să o întoarcem fizic înapoi în Ucraina. Lucrul ăsta încă nu se întâmplă. Noiembrie acuși au rămas câteva zile și se termină. Vreau să revenim la aceste licitații care sunt desfășurate începând cu acest an de către mai multe instituții de stat, de la primării până la întreprinderi de stat, cine parlament, Avama, guvern, da, toți care sunt la stat. Noi încercăm să înțelegem de unde vine această decizie de a face licitații pentru serviciile de livrare a energiei electrice. Am descoperit că că Agenția Achiziției Publice anul trecut a venit cu un fel de circulară către toate întreprinderile de stat și le-a spus, vedeți că conform prevederilor legale, inclusiv serviciile comunale trebuie să treacă prin licitație. Anul ăsta nu toate au trecut prin licitație, nu toate întreprinderile de stat și toate instituțiile publice au făcut licitații pentru procurarea energiei. Unii au făcut licitații, de alea au anulat. De ce? Pentru că Ministerul Economiei a venit și el cu circulară la începutul anului în care le-a spus, pentru că încă nu sunt clare regulile de piață, nu este clară situația și regulamentele și tot restul, anul ăsta vă mai dăm voie să cumpărați energie de la cine, să țineți contractele pe care le-ați avut până acum. Adică, în mare parte, sigur că cu cele două companii de pe piața reglementară, Premier Energy și Feia Nord. Anul viitor, însă, regulile se schimbă. Toate întreprinderile de stat, toate instituțiile publice vor trebui să organizeze licitații de procurare a energiei electrice. Așa cum se văd lucrurile în acest moment, licitațiile care deja au fost pornite pentru anul viitor arată că la ele în continuare participă o singură companie și aceasta este furnizarea energie. Există riscul ca anul viitor tot ce este întreprindere de stat și instituții de stat să cumpere energie electrică doar de la o companie care... Noi n-am găsit numele lui Andronache în acționar, dar am găsit persoane care duc indirect, deci intermediari ai lui. Ne putem trezi că anul viitor Andronache va decide câtă lumină primește Parlamentul, Președinția, Guvernul și alte instituții? Asta și este scopul lui. Folosindu-se de pârghii administrative, de o anumită influență pe care în continuare o exercită în instituțiile de reglementare, de supraveghere, în întreprinderile de stat, Andronache încearcă să-și crească cota de piață, să vândă cât mai multă energie și să capete cât mai mare profit. Evident că nu o să meargă el la consumatorii casnici, da? Pentru că, mă rog, noi consumăm destul de puțin și nu avem noi, când e pierdere de timp să economisești acolo 1,50 lei pe lună, dar să îmble contracte, nu interesant pentru consumatorii casnici. Pentru cei non-casnici, da, iată, asta e piața unde Andronache vrea să-și crească prezența. În situația asta, ceea ce trebuie să facem noi, ca stat, ca instituții de reglementare, îi chemăm pe toți care au licență și întrebăm care este problema, de ce ei nu pot accesa... Ce nu participă la licitații. Deci, exact. În ce constă problema lor? Dacă Moldavska Gres obstrucționează, nu le oferă balansare, hai să vedem cum rezolvăm problema asta. Aici noi avem de-a face cu o relație, nu știm de care, între Andronache și oligarhul ucrainean Ahmetov. Da? Pentru că înțeleg că ceilalți furnizori nu sunt prieteni cu Ahmetov și nu pot merge la DTEC să obțină energie la preț de energie atomică. Pentru că
Andronache să ziceți că e mai ieftină energie, dar noi ne-am uitat în contractele semnate anul trecut de întreprindere de stat și instituțiile de stat care au cumpărat energie de la furnizare energiei. Este doar cu un bănuț mai ieftină decât noi cealaltă. Noi vorbim de chestii diferite. Cu cât Andronache o cumpără din Ucraina. Evident, vorbim despre sigur, despre două lucruri diferite, dar care sunt legate unele de altele. Deci el cumpără mai ieftin decât cumpără ceilalți. Eu cumpăr la preț de noapte. Înțeleg. Dar vinde cu un bănuț doar mai ieftin. Evident. Înseamnă că are profituri destul de mari. Evident. Și aici nu se poate interveni. Uitați-vă, noi avem, hai să luăm două situații. Cum se întâmplă la moment, eu nu știu exact cu ce preț cumpăr Andronache, presupun că în jur de 40-45 dolari. Noi achităm la Moldavska Gres 53,5. Până la sfârșit de martie vom achita 53,5 per megawatt. Dacă el cumpără cu 45, dar o vinde doar cu un bănuț mai ieftin decât ceilalți furnizori, înseamnă că marja asta el și-o lasă ca profit. Exact. Asta e o situație. Dacă noi piața o deschidem și vin mai mulți furnizori și toți au posibilitatea să o ia cu 45, înseamnă că ei nu o să o vândă cu un bănuț mai ieftin, să o coboare mult mai mult. Va fi în concurență, da. Între dânsă. Da. Și atunci profitul nu va merge în buzunarul lui Andronache, dar va merge în beneficiul consumatorilor. Iată unde noi trebuie să ajungem. Și aici sunt întrebările către Andrie, către Moldelectrica, trebuie clarificată situația asta. La Moldelectrica înțeleg că s-a schimbat conducerea. Asta va presupune automat și schimbarea situației? Gromca scaza nu s-a schimbat conducerea. A fost demis directorul precedent și a fost numit adjunctului. Asta adică asta nu schimbă lucrurile? Schemele vor putea și înțelegerile vor putea continua? Trebuie să vedem. Deci sarcina noastră este să le formulăm întrebări și să vedem care este problema, de ce nu se intervine. Pentru că, uitați-vă, noi avem câteva luni la dispoziție. În februarie trebuie să fie inițiată noua licitație care se va petrece în luna martie. Dacă noi până la în următoarele două luni nu clarificăm problema cu balansarea, noi iarăși vom avea o situație când furnizorii din Ucraina nu vor putea intra și participa la licitație la noi. Și atunci ce facem? În continuare menținem monopolul. Dar de ce nu se plâng celelalte companii care furnizează energie? Nu toți au curajul și dorința să lupte deschis. Curaj? Da. Lumea se teme. Lumea în continuare se teme, nu are încredere în instituțiile de stat, în cine se teamă. Unde se plângă omul? Adică omul se teme. Procuratorul nu te aude nimeni, CNA nu te aude nimeni, toți sunt avocați la diferite interese. Înțelegeți cum? Omul cui se adresează? Se plângă? Ceea ce am discutat noi acum despre influența pe care o are, investigația noastră a arătat cât de repede, în doar 3 ani de zile, compania asta asociată numele lui Andronache a reușit rapid să crească, deci și veniturile, și influența, și numărul de clienți. Zicem despre faptul că există perspective și anul viitor să crească și mai mult cota lor pe piață. Asta legat de faptul cine este Andronache. Ridică asta probleme de securitate națională pe domeniul energetic sau nu? Securitate? Asta e pur și simplu trafic de influență pentru a obține venituri mai puțin licite, legale. Uh-huh. E greu de spus aici, e foarte greu de dovedit încălcarea legii. Eu cred că aici e mai degrabă trafic de influență. Spre exemplu, faptul că Agenția Achiziției Publice emite circulară și îndeamnă pe toți să facă licitații. Pe mine, dacă eu aș fi, de exemplu, procuror, pe mine m-ar interesa. Dar de unde a venit această inițiativă? Cineva trebuia să vină și să semneze. Nu, stați un pic. Pe lege spunea, piața s-a liberalizat, dar în realitate... Doamna Raț, noi avem serviciul de furnizare din anul 2015. Corect. Cu ce ocazie Agenția Achiziției Publice s-a trezit că trebuie să facem licitații în anul 2020? Să poți întreb. De unde? Deși nu a început în 2015... Legea de atunci e în vigoare. Poate nu erau companii care să presteze așa servicii. Oricum, anchetatorii ar trebui să aibă întrebări la cei care au inițiat aceste circulare, că e agenția, că e conducerea la vreo instituție de stat. Uh-huh. Pentru că tot lucrul ăsta se face clar în beneficiu unei singuri companii, SRL Furnizare Energiei, controlată de Andronache. Dar apropo, dumneavoastră de unde știți că este controlată de Andronache? Pentru că persoanele care acolo figurează ca fondatori, mai figurează și la alte companii care tot sunt afiliate lui Andronache. Dar informația asta că el ar sta în spatele companiei o confirmă și alții? Deci ce de pe piață? Ei confirmă că Andronache este în spatele acestei companii?
neoficial, evident că confirmă. Deci noi avem câteva chestii. Sunt persoane care figurează ca fondatori la mai multe companii afiliate la Andronache. Da. Doi, avem această companie, nu știu cum, e favorizată de mai multe instituții de stat. Da, cum mai este o persoană care ar putea beneficia de această favorizare? Sergiu Ciobanu, fostul director general al ANRE, care în acest moment este singurul acționar al companiei furnizare energiei. Și dumneavoastră vreți ca noi să credem că domnul Sergiu Ciobanu, fost director ANRE, are așa de mare influență în mai multe instituții de stat, în agenții achiziții publice? Eu nu vreau, eu întreb. Nu, doamna Rață, eu totuși n-am 14 ani. Hai să fim serioși. Nu poate avea un fost director în ANRE așa mare influență. Concluzie. Nu putem să-l considerăm oligarh. Vorbim serios totuși. Nu poți să-l compari pe Ciobanu cu Andronache după influență. Nu poți. Pârghiile politice le-a pierdut. Voi l-ați văzut pe Ciobanu acolo în andraj la Plahotniuc sau în diferite investigații? Nu, el e doar un instrument, unul din executori, spunem. El, din punctul nostru de vedere, el acum cine este? Deci el deține tot pachetul de acțiuni 100% în această companie. El ori e executor și fondator nominal care nu decide nimic, ori e junior partner. Am înțeles. Și el o parte din, nu știu, asta el trebuie pe să... Pe final, niște concluzii legate de subiectul pe care l-am discutat. Ce e nevoie să se facă? Regulile pieții trebuie ajustate, trebuie făcut o foaie de parcurs cum noi ajungem la calcularea dezechilibrurilor și repartizarea lor între cei care le-au creat. Mold Electrica trebuie să ne răspundă când va fi funcțional programul, softul, unde vor fi trimise aceste notificări privind consumul, privind producerea, să nu umblăm cu fișierele Excel. Da? Deci avem, are de lucru ANRE și are de lucru Mold Electrica. Și noi o să urmărim cu mare atenție ce se întâmplă. Da, eu mi-aș dori ca și organele de drept să verifice ce spuneați dumneavoastră, dacă s-a făcut sau nu trafic de influență în acest caz. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Cred că vom mai avea investigații legate de ce se întâmplă pe sectorul energetic din Republica Moldova. Le mulțumesc. Siguranță. Da, știu că subiectul e dificil. Pentru noi a fost foarte dificil să facem această investigație, să înțelegem, să intrăm în esență. Sper că cetățenii și cei care ne-au privit au înțeles măcar o parte din ce am discutat noi. Vă mulțumesc pentru că ne-ați privit. Rămâneți alături de TV8.